Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Misterele Istoriei, vă propun să vorbim despre Convenția Ruso-Turcă de la Balta Liman, din 1849. Convenția sau Tratatul de la Balta Liman din 19 aprilie 1849 sau 1 mai 1849 a fost o înțelegere semnată între Imperiul Rus și Imperiul Otoman pentru controlul asupra principatelor române din Țara Românească și Moldova, state independente de Sultanul Otoman și prin care se reglementau situațiile politice din cele două principate dunărene. Semnarea convenției a fost urmarea înnăbușirii revoluțiilor pașoptiste. În Moldova, mișcarea revoluționară a început cu Marea Întrunire de la Iași, din 27 martie-8 aprilie 1848, la care au participat circa 1000 de oameni din toate stările sociale și în cadrul căreia s-a hotărât redactarea unei petiții către domn, în care erau înscrise cerințele populare. Vasile Alexandrie a fost desemnat să redacteze petiția proclamație cu 35 de articole, care au fost incluse în programul mișcării românilor din Moldova. Programul cuprindea și prevederi care contraveneau dispozițiilor cu caracter feudal ale regulamentului organic, documentul legiuitor cel mai important la nivel administrativ. La 28 martie, 9 aprilie 1848, petiția proclamațiune a fost înmânată domnului Mihail Sturza, care a acceptat 33 din cele 35 de puncte, respingând pe cele referitoare la dizolvarea adunării obștești și crearea gărzii naționale. A doua zi însă, la miezul nopții, au fost declanșate operațiunile de prindere a fruntașilor revoluționari și de înăbușirea mișcării. Peste 300 de revoluționari au fost arestați. Unii dintre ei, printre care Vasile Alexandrie și Alexandru Ioan Cuza, au reușit să fugă de sub escortă și s-au refugiat fie în Transilvania, fie în Țara Românească sau în Bucovina, potrivit lucrării Revoluția Română din 1848. În Muntenia, primul moment important al Revoluției a avut loc la 9-21 iunie 1848, când a fost citită proclamația de la Islaz, care avea 22 de articole și prevedea ca revendicări esențiale independența administrativă și legislativă, egalitatea drepturilor politice, suprimarea rangurilor sociale, împroprietărirea țăranilor, emancipația mănăstirilor închinate, desființarea robiei, conform volumului Scurtă istorie a românilor. La 11-23 iunie 1848, proclamația a fost citită și la București, fapt care a marcat începerea Revoluției în Țara Românească. Domnitorul Gheorghe Bibescu a semnat proclamația și a acceptat formarea unui nou guvern provizoriu, alcătuit din Nicolae Bălcescu, Nicolae Golescu, Gheorghe Magheru, Ion Heliade Rădulescu, Ștefan Golescu, Constantin Crețulescu, Cea Roseti și colonelul Ioan Odobescu. Încă de la declanșarea Revoluției în Moldova și în Țara Românească, aceasta a stat sub semnul amenințării armatelor otomane și țariste. În 28 iunie-10 iulie 1848, trupele ruse au ocupat orașul Iași. La 13-25 iulie, o armată otomană de circa 20.000 de oameni, în frunte cu Suleiman Pașa, a sosit la Rușciuc, ruse, gata să intervină în Țara Românească. La 19-31 iulie, aceasta a trecut Dunărea la Giurgiu cu scopul de a restabili ordinea legală și a proteja vechile drepturi și instituțiuni ale țării, potrivit lucrării Istoria României în date, apărută la editura enciclopedică 2003. O mare demonstrație populară a avut loc la 6-18 aprilie 1848, la București, când au fost arse în piața publică textul organic și condica rangurilor boierești, arhondologia, demonstrându-se astfel atașamentul față de ideile Revoluției. La 13-25 septembrie 1848, trupele otomane comandate de Fuad Pașa au intrat în București. Colonelul Radu Golescu, comandant al regimentului 2 Infanterie și șef al garnizoanei capitalei, își deplasase subunitățile în dealul Spirii pentru iminenta confruntare ce urma să aibă loc. Ostașii pompieri, comandați de capitanul Pavel Zăgănescu,
au insistat să se alăture și ei trupelor la cazarma din dealul Spirii. În bătălia din dealul Spirii, care a rămas în istorie sub denumirea de Baia de Sânge de la București, soldații români au purtat o luptă eroică, peste jumătate din efectivul companiei de pompieri căzând în luptă. Revoluția din Muntenia a fost astfel înăbușită în sânge. Vechiul regim a fost restaurat, regulamentar, printr-o drastică proclamație a lui Fuad Pașa. La 15-27 septembrie, trupele ruse, comandate de generalul Alexandru Nicolaevici Luders, au trecut Milcovul în Țara Românească. Convenția ruso-turcă de la Balta Liman, din 19 aprilie 1 mai 1849, consemna în plan internațional înfrângerea Revoluției Române de la 1848 din Țara Românească și Moldova. Prin prevederile ei, Convenția de la Balta Liman a reprezentat o gravă încălcare a autonomiei interne a principatelor române, notează lucrarea Istoria României în date. După ce Imperiul Rus a confiscat estul Moldovei în 1812, tratatul de la Adrianopol, care a pus capăt războiului ruso-turc din 1828-1829, obligă Imperiul Roman pentru a extinde autonomia principatelor române și revenirea lor la porturile danubiene de la Turnu Măgurele, Giurgiu și Brăila, în timp ce delta Dunării este cedată Rusiei. Imperiul Rus a ocupat principatele române între 1829 și 1834 și în cazul în care a revenit în mod oficial controlul Imperiului Otoman, garnizoane mari de ruși au fost menținute, principatele devenind efectiv sub protectorat rus. Această supraveghere rusă a fost prost acceptată de liberalii români marginalizați de regulamentele organice impuse de ruși înainte de retragerea lor. Tensiunile au condus în primăvara anului 1848 la o revoluție în cadrul mai general al primăverii poporului, care a zguduit Europa. În Țara Românească, prințul George Bibescu a fost răsturnat și s-a înființat o republică, în timp ce consulul rus a fugit. Pavilionul republican românesc a defilat pe străzile din București și Iași, iar manifestanții au cerut unirea celor două principate într-un stat românesc independent. Temându-se că răscoala se va răspândi asupra moldovenilor din provincia Basarabia, țarul Nicolae I a desfășurat mai întâi câteva mii de soldați în Moldova și s-a pregătit să intervină în Țara Românească. Revoluționarii de la București au solicitat sprijinul Regatului Unit, într-un efort de a împiedica Rusia să-și extindă influența spre sud. Consulul britanic la București, Robert Colquhoun, a servit astfel ca mediator între insurgenți și autoritățile otomane pentru a obține recunoașterea Republicii de către guvernul otoman. Rusia a privit aceste schimburi ca pe o provocare și a avertizat Constantinopolul că dacă otomanii nu vor aduce ordine principatelor, va avea grijă ea. Fără niciun sprijin formal din partea Regatului Unit și Franței, sultanul Abdulmecid I nu a putut să-și asume mai întâi riscul războiului cu Rusia și la sfârșitul lunii septembrie, trupele otomane și ruse aliate au intrat în București, unde au zdrobit revoluționarii. După represiune, țarul a cerut o renegociere a tratatului de la Adrianopol pentru a garanta influența rusă în principate. Prin semnarea convenției, principatele române au rămas oficial sub suzeranitate otomană. Ocupația rusă va dura până în 1851 și trupele rusești vor avea dreptul de trecere pe teritoriul principatelor, în timp ce hospodarii și prefecții români vor fi numiți și supravegheați în comun de către Imperiu. De fapt, tratatul a întărit influența rusă și a redus autonomia celor două principate. Înfrângerea Rusiei în războiul din Crimea a dus la semnarea tratatului de la Paris din 1856, care a revocat dispozițiile Convenției Balta Liman. Gurile Dunării au fost returnate Imperiului Otoman și o parte din Buceag, de-a lungul Dunării și Marea Neagră spre Moldova. O autonomie largă a fost garantată principatelor române, care ar putea dezvolta o armată comună și o flotă, iar dominația rusă a fost înlocuită de un control comun al puterilor europene. În 1859, Țara Românească și Moldova, mai puțin Basarabia, care a rămas rușilor,
s-au unit pentru a forma Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, care se vor emancipa de sub stăpânirea otomană, care a devenit pur formală cu ocazia războiului ruso-turc din 1877-1878. Moldova, care se afla sub regimul ocupației militare rusești din primăvara anului 1848, ca urmare a Revoluției de la 1848 din Moldova, și Muntenia, unde guvernul provizoriu liberal își asumase pentru scurtă vreme puterea, mai înainte de a fi înlăturat de la putere de intervenția comună ruso-otomană, erau reconfirmate ca state aflate sub suzeranitatea Imperiului Otoman, dar sub protectorat țarist, stabilit prin regulamentul organic în 1831-1832. Influența otomană în principate a crescut prin semnarea acestui tratat de la Balta Liman. Prezența militară comună ruso-otomană a fost menținută până în 1851. Convenția prevedea domni numiți de sultan pentru un termen de 7 ani, cu avizul Rusiei, fiind anulate astfel principiul domniei pe viață și principiul alegerii domnitorului de către țară, desființarea adunărilor obștești și înlocuirea lor cu divanuri legislative sau divanuri ad hoc, cu un număr restrâns de boieri numiți de domn, înființarea de comisii de revizuire a regulamentelor organice, mai ales în domeniul relațiilor agrare, numirea de comisari extraordinari turci și ruși pentru consilierea domnilor, de facto pentru supravegherea lor, pentru asigurarea ordinii interne se stipula restructurarea oștirii pământene, staționarea trupelor de ocupație ruso-otomane în principatele Moldovei și Valahiei, pentru a reprima orice mișcare de insurecționare, 25.000 de soldați de fiecare parte, ulterior reduși la 10.000 de soldați de fiecare parte. În continuare, vă redau două articole din Convenția Ruso-Turcă încheiată în 1849. Articolul 1. Date fiind circumstanțele excepționale provocate de ultimele evenimente, cele două curți imperiale au convenit că, în loc să urmărească modul stabilit prin regulamentul din 1831 de alegere a hospodarilor Moldovei și Valahiei, acești înalți funcționari vor fi numiți de maiestatea sa sultanul, de data aceasta după un mod special, asupra căruia cele două curți au căzut de acord, cu scopul de a încredința administrarea acestor provincii celor mai demni candidați care se bucură de cel mai bun renume în fața compatrioților lor. Tot numai de data aceasta, cei doi hospodari vor fi numiți decât pentru 7 ani, cele două curți rezervându-și dreptul cu un an înainte de expirarea termenului fixat prin prezența tranzacție, să ia în considerație starea internă a principatelor și serviciilor pe care le vor fi adus cei doi hospodari pentru a se pronunța de comun acord asupra hotărârilor ulterioare. Articolul 2. Regulamentul organic acordat principatelor în 1831 va rămâne în vigoare în afara schimbărilor și modificărilor pe care experiența le-a dovedit necesare, îndeosebi în ceea ce privește adunările ordinare și extraordinare ale boierilor în modul de alegere și alcătuire urmat până acum. Întrucât aceste adunări au dat naștere și nu odată la conflicte jalnice și chiar la acte de nesupunere vădită, convocarea lor va rămâne în suspensie, iar cele două curți își rezervă dreptul să se înțeleagă asupra restabilirilor pe baze combinate cu toată maturitatea cerută în momentul în care ele vor socoti că aceasta poate fi accentuat fără niciun inconvenient pentru menținerea liniștii publice în principate. Semnarea acestui document a dus la numirea lui Barbu Dimitrie Știrbei ca domnitor al Munteniei și a lui Grigore Alexandru Ghica ca domnitor al Moldovei. Prezența militară comună ruso-otomană, spuneam, a fost menținută până în 1851. Convenția de la Balta Liman a fost lovită de nulitate odată cu izbucnirea războiului Crimeei, în timpul căruia principatele Moldovei și Valahiei au căzut sub ocupația militară austriacă. Statutul principatelor a fost modificat în 1856 prin tratatul de la Paris. Barbu Dimitrie Știrbei.
Barbu Dimitrie Știrbei a fost domn al țării românești în perioadele iunie 1849-29 octombrie 1853 și 5 octombrie 1854-25 iunie 1856. Petron s-a dovedit a fi un conducător prudent, activ și bun organizator. Greutățile pe care le-a avut de înfruntat erau întreținerea armatei de ocupație ruso-turce, sarcină rămasă și după Convenția de la Balta-Liman din 1849 și să facă față puterii prea mari avute de comisari extraordinari. Abia în 1851, după ce țara se înglodase în datorii grele, a putut să obțină retragerea ocupanților. Știrbei, prin economii și controlul sever al cheltuielilor, a reușit să scadă 2/3 din datoriile țării și a găsit timp și mijloacele necesare chiar și pentru activități constructive. A ridicat teatrul din București, a redeschis școlile închise pe timpul Revoluției de la 1848, a mai îmbunătățit dispozițiile regulamentului organic cu privire la țărani. Barbu Știrbei a bătut monede fără învoirea Turciei, dar a fost silit de sultan să le retragă din circulație. Grigore Alexandru Ghica a fost domn al Moldovei sub numele de Grigore al V-lea Ghica, din mai 1849-octombrie 1853 și octombrie 1854-iunie 1856. A fost fiul lui Alexandru G. Ghica. În prima domnie a fost numit din mai 1849, dar a ocupat tronul în octombrie. A fost numit domnitor al Moldovei la propunerea marelui vizir Mustafa Reșid Pașa, un om politic turc cu concepții liberale, cunoscut reformator al Imperiului Otoman. Deși a luat parte la mișcarea moldovenească din 1848 contra rudei sale Mihail Sturza, a fost numit ca domnitor în urma Convenției de la Balta-Liman, în același timp cu numirea lui Barbu Știrbei în Muntenia. De la început s-a apucat să facă multe îmbunătățiri în ceea ce privește bunăstarea țării, lucrări publice, școala de ingineri, stoparea abuzurilor, stimularea exporturilor și a importurilor prin coborârea vămii de la 12% la 5%. În timpul domniei sale, s-a construit o cazarmă la Copou, Iași, precum și un nou sistem pentru exploatarea salinelor. Dragi prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc, ca de obicei, pentru că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!